Salut, sunt Bogdan și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi fii atent ce vreau să facem. Facem schimb de carduri, însă vreau să avem mare, mare grijă, pentru că noi am mai pățit o dată cu cardurile. Denis a văzut datele și ne-au furat alții bani și așa mai departe și vreau să fim atenți amândoi cu cardurile. Da. Chiar când plătim sau așa, în caz de se vede ceva, o să pun blur, știi? Nu vreau să pățim iar să vadă cineva datele și să ne facă iar gaură în buget cum ar veni. Fii atent ce facem. Facem schimb de carduri, cum am zis, dar nu ne cumpărăm ce vrem noi. Okay. Cumperi tu un brad, eu un brad, da. Dar o regulă nu din ăștia, cum îi zice, natural, din ăia artificial. Da. Și după avem voie să cheltuim bani, tu să cheltui după cardul meu bani doar pentru decorațiuni pentru brad. Și eu la fel după cardul tău. N-ai voie să iei altceva în plus, alte chestii. Numai ce să-mi iau haine de mai repede. Nu te iei altceva, telefoane. Mamă, și că vine Crăciunul acum și la mine badani. Măcar un iPhone 14. Băi, doar pentru decorațiuni, atât, înțelegi? Da. Și la urmă să vedem cine face bradul mai frumos. Da, mă, frate. Ok? Da. Concurs cum gata. Stați așa să vedeți aici ca să nu ziceți după aia. Iordache Bogdan. Îl țin așa cu mâna că v-am zis, noi am pățit-o și chiar mi-e frică să nu se vadă altceva, să facem alte tâmpenii. Ăsta e al lui Danu, vedeți că scrie aici. Perfect, da, ia. Te l-am pată în mână, da? Da, frate. Ăsta e al lui Danu aici. Da. Și eu l-am aici pe lui, Iordache Bogdan. Am făcut un schimb din ăsta așa, dar chiar ne este frică că am mai pățit-o. Stai să-l bag în buzunar, că nu mai vreau să facem altele, mai ales în perioada asta. Gata, mă, frate. Mergem, căutăm brazi, ne cumpărăm și după aia fiecare cu camera așa, decorațiuni, ce vrea, cum crede el că vine mai mișto pe brad, care cum dă care cu bradul mai mișto. Azi, nu? După ce am cumpărat tot, mergem acasă frumos și dăm drumul. Să vedem cum arată la final. După cum a și Bogdan, o să intru aici în magazin și o să caut un brad artificial, că nu-s de acord nicio cu tăierea brazilor natural, așa că intrăm înăuntru aici să vedem ce găsim și dacă găsim un brad, dacă nu, mai căutăm. L-am lăsat pe Dan în fața acolo, sper să nu găsească el nimic acolo, doar vreun flex, vreun ciocan, vreun patent. Habar n-am. Cam ne-am trezit și noi cam târziu, că suntem în 21 și lumea cam cumpărat tot, au rămas ăștia mici, așa e cam gol pe aici. Nu prea am găsit mare lucru așa. Ăștia nu prea sunt pe gustul meu. O să mergem în altă parte să ne uităm de brad, că aici nu prea. M-am sărut de aici. Și hai să mergem. M-am întâlnit aici cu câțiva abonați să facem poze până una alta. Hai să facem repede. De unde sunt? Bine, frate, vă pup. Deci am luat bradul, am mers pe bradul ăsta alb așa frumos și aici mai am instalația asta frumos cu 300 de becuri. Hai să vedem ce mai găsim. Am găsit chestiile astea așa, sunt mișto, îmi plac rău. O, ce fel vin aici în brad. Iau și pe ăsta. Și ăsta îmi place. Ăsta e mișto, chiar mișto. Bă, cam slab așa aici pe magazin, dar mă uit. Eu sper să nu plec cu mâna goală, că sincer chiar n-aș vrea. M-am întâlnit cu niște abonați și deschid pachetul ăsta aici, da? Fii atent, ține tu camera ca să mă filmezi și să mă filmezi. Da. Ha. Cum ar fi să-mi pici Messi, a? I-a picat mai devreme, ia. Thomas Müller. Fabinho. Romo ăsta și cu Fabinho. Ăsta e cel mai calumea, dacă mă întreb. Da, chiar e. Bă, băieți, vrei să facem poză? Că după am treabă că filmez și concurez. Am făcut? Mulțumim mult. Plec că am treabă, concurez cu Danu la un din ăsta. Bravo, spune-vă video. Pa, pa, hai, v-am pupat, pa, pa. Sărbători fericite, vă pup. Pa, pa, băieți, pa. Bă, băieți, eu m-am decis, vreau să fac bradul să fie gold așa tot, să avem un an de aur cum ar veni, așa că merg doar pe gold și fiți atenți câte chestii am cumpărat, doar din astea așa gold, vedeți frumos? Și cam ăsta e raionul cu chestii gold. Bine, astea aurii nu prea se potrivesc, că dacă pun verde, roșu, vine nașpa. Aș vrea să-l bag pe fraier la challenge-ul ăsta, că simt așa că pot, cum ar veni pe gust, așa, zic că-l fac frumos. A, fiți atenți ce am găsit, mâncam la gura voastră. Spray din asta cu efect de zăpadă din ala, să dăm așa o leacă pe vârfurile de la brăduț și iau două tuburi din astea. Trebuie să iau doar culori din astea ca să nu-l fac circ cum ar veni, cu roșu, cu verde, cu albastru, cu galben și așa mai departe, așa că merg doar în tema asta, doar că nu prea mai găsesc prea multe, că lumea a cumpărat și dacă vedeți, doar astea au rămas gold așa, câteva. E bine, da? Depinde. E bine. Gata, cumpărăturile eu. Eu mi-am luat cât de cât aici, sincer să vă zic, sunt mulțumit. Mamă, stai că am coșul ăsta greu. Ia să o iau eu pe aici ca să nu intri vreunul cu mașina în mine. Cardul lui Danu aici, vedeți, cu care am făcut plata. Și acum să vedeți și bonul. Asta l-am luat de aproape 500 de lei decorațiuni, fără brad.
cu Brad au mai fost 100 și ceva, 200 de lei, vreo 700 de lei, ceva de genul ăsta așa. Eu n-am reușit să filmez înăuntru, dar vă arăt așa o leacă aici un cadru, cam cu ce am cumpărat eu. Avem așa aici brăduțul, avem, mergem pe combinația așa de roșu cu alb și cu argintiu puțin. Și cam asta aștept, avem betel, avem instalații, avem cam tot ce trebuie pe aici. Bă, eu am ajuns la mașină aici la Danu, frumos. Bă, că... Nici urmă de Danu. Bă, ce faci, mă? Bine, caut chestii. Unde ești? Eu am terminat, frate. Ai terminat? Da, frate, am terminat, am luat tot ce trebuie cu tare. Am luat de 25 de milioane, bine? Bă, du-te, dracu, nu fii prost, 25 de milioane. Bă, da. M-am pus cu pătă magazin aici, că nu am ieșit. Bă, am luat brad din ăla șmecher de aur, auriu, cu globuri, politic, cu aur. Bine, bă, da. O să iasă șmecher, Danu. Las că mă uiți acum aici. Băi, Danule, o să iasă și mecherul bradul meu, o să-i zic bradul de aur, cum ar veni. Bradul din milioane pentru abonați, știi ce zic? Eu îl împodobesc cu bișterii, știi, mă duc alea la asta. Nu fii prost. Băi, hai, vino, dă-și mie drumul la mașină, că n-am cum să bag ăstea, stau cu căruțul în drum aici, uite, eu am căruțul lângă mine. Că-i frig. Las coș aici. Hai, vino încoace, te aștept. Hai, pa. 428 de lei. Mergem la mașină să ducem ăstea, îl găsim și pe Vadan acolo, că el deja ne așteaptă. Hai să mergem la mașină să lăsăm ăstea. Ia cheia, mă ții din treabă, ia. Ha. Uite așa frumos. Gata, tata, m-am pus la căldurică aici. Bă, dar ce frig e afară, mâncavaș, gura voastră. Îmi pare rău tare că nu ninge, bă, un fulg nu dă la mine în zona aici. N-a dat un fulg, n-a dat, frate. Ce sărbători sunt astea? Fără zăpadă, fără asta, mi-mi place să am un vin fiert acolo, să fie frig, să stau la un porc tăiat, să-mi îngheți mâinile, să-mi degeri, așa, să... Nu știu, să fie zăpadă pe jos, alb, așa frumos. De asta am și luat bradul alb. Eu că, cu gândul așa că arăta zăpada, aninsa, habar n-am. Am mai venit și eu aici să verific un alt magazin, dar vreau să-l sun. Pentru că eu dincolo la magazinul ăla unde m-am oprit nu era mai nimic. Și vreau să-l sun și zic că o să merg și eu în locul în care a fost el, gen în Carrefour, că e singurul magazin unde găsim chestii. Acum am mai venit în altă parte așa pentru instalații și el, chestii de genul ăsta așa. Păi da, unde te-ai dus după bra mâncați, ești gurat, te-ai dus în păduri să-l tai, unde te-ai dus, că nu mai vii, ai 20 minute. Nu mai ai răbdare, fără să plătit. Gata, termin și-o repede acum, că știu ce am de luat. Hai, pa. Hai odată, că m-am plictisit, nu mai pot de plictiseală. Deci putem să mergem și unde a fost el, nu-i problemă. Alo. Hai să vedem ce găsim. Tot e fraierul, s-a plictisit aici la mașină, uitați-vă alea ca el, cum stă. Stai, poate-mi dau vreuna la mașină singur. Băi! Coboară, oleac! Las mortul! Ai luat săcurea? Uleu, dar ce frig e afară! Ai luat săcurea și te-ai dus în pădure să iei bradul? Nu, mă, că am luat artificial, ești bățetar. Bă, am zis nu, ești prost? Artificial am luat, mă, nu mai știi limba română. Așa, natural. Da, mă, normal. Nu mai știu, cu 12 ore ai de când. Ia, aici, ia să văd eu prima dată, stați așa, oleac. Bonul acolo? Nu mi l-a dat. Am uitat bonul acolo. Cum ți-a dat? Am dat vreo 10 milioane, oricum, ca să știi. Sunt mă, de 11. Și eu am dat 7. Să zicem. Mai bine. Dar mi-a plăcut rău, care de toate, da, așa. Frumos, frumos ăla. Ce brad ai luat? Mari? De care ai? 2 metri și. Eu am luat unul micuț, așa. Ce am? Eu am dat mai mari. Da, și de care am luat? Alb am luat eu. No, bă, am mers pe clasic cu verde, mi-e așa. No, pe alb, alb, când a nins și am zis să dau o leac de zăpadă eu cum ar veni. Da, eu am alte din astea. Hai că vedem noi la urmă ce iese. Hai. Și vezi că n-am fost băiat rău, n-am vrut să fac așa cum ar veni zi. Aiurea să cumpăr așa, aiurea doar ca să-ți dau gaur în buget. Știi, am luat așa exact, am chiar după luat, suflet, adică cum am vrut. Am că puteam să cumpăr, de exemplu, văzusem brad la 12 milioane, dar... Și nu-ți dădeam cu bradul în cap, ce părere ai? E lângă asta, doar că... N-am, luam așa doar ca să-ți cheltui banii și n-am vrut. Frate, am vrut să facem pe bune, așa, să fii, știi? Yeah. Să vedem cum iese, care e mai mișto. Ia zi, tata, ești pregătit? Da, m-am ajuns aici, deci hai de la cărat, că mi-e rău acum. Ce e aici? Plin, nu mai globuri, mai nebunii. Ăstea sunt mele, de aici încolo și da, de aici încolo. Da, nu știu, stai liniști, că știu care cum sunt. Deci eu mi-am scos aici tot ce am cumpărat eu aici. Bă, păreau puține, dar vedeți că chiar am. Uitați-vă cât de șmechere sunt globurile astea. Ia fii atent, Danu, ce am cumpărat aici, să-mi iau gura. Ia zi. Vezi că am văzut și eu așa pe... Da, și ce are ăla și tu? Nu se pune, le arunci dacă ai luat. Da, cum să nu, n-am luat. Dar da, așa, mai bine. Rog, tău că n-am luat. Ia, ce are el aici? Ce-i astea? Deci a luat din astea așa, cu 20 de ani se puneau din astea. Da, mă, am cadoua și în brad am, da? Să nu-ți iau în gură. Da, mă, să vă mai arăt eu aici, uitați ce... Băi, să vedeți ce brad fac mâncavaș gura voastră, nu mai bă, trage cu ochiul. Bă, dar tu ai de astea, mă, frate? Ia, mă, ce? Ce-i ăsta? Ce? Globuri care fac lumină dinăuntru, dacă ai pomenim nu, așa ceva. Asta că vezi la urmă. Cum, să aprinde astea? Da, mă, nebunule. Lasă-o. Eu n-am instalația asta pe care ați văzut-o.
Ăstea îmi plac mult de tot, așa cum strălucesc. Mai am ursuleți ăștia pe aici, cu ursuleți, auzi, cu Moș Crăciun ăștia. Dar fii atent ce stea mea, am luat de anul, deci tu nu-ți iau gura. Bă, vezi că anul ăsta eu merg pe, băi, nu degeaba am ăsta. Ăsta-l vezi, pe ăsta? Se asortează, mă. Bere cu gold, cu asta, nu mai zic. Da, tu ai pălit, băi, frate. Să mă ordine, a luat brat pălit, uitați-vă, vă aduc camera să vedeți. A luat brat pălit, băi. Hai că-ți arăt eu acum brad pălit. Băi, ala brad pălit. Uite-mă, doamne, ce culoare asta, uite. Băi, nebun. Băi, uite-mă că-i pălit, pe bune, și nu-i natural, nu e artificial, dar eu n-am mai văzut brad de artificial pălit. Băi, uite-mă, și ce? Zăpadă artificial, nebunule, stai jos, nota 4. Stai cu minte, nebunule. Stai jos, nota 4. Nota 1, ia fii atent. Ia-o pe asta. Ce-i mă ăsta, mă? Ia-o pe asta, ia uite-l. Ce-i mă ăsta, mă? Nu mai zic, stai să vezi când îl fac. Dar unde le-ai și-l pui pe noptieră, unde, ce-ai făcut cu bradul ăsta? Lasă-mă, frate, mai mic așa pe măsura mea, nu-i problemă. Deci el s-a râs de bradul ăsta al meu mic, cum ar veni, dar o să vedeți, băi. Chiar am râs pe bune, adică e mic așa, nu prea îmi place. O să vedeți, băi, ia. Uitați, fii impunător mare, așa. A ce mi-a dat azi? Aprav. Păi unde ai stricat, mă? Și ca lumea, bradul tău. Deci, e asta, mă, ce mi-a dat? Aproape. Acum îl desfac așa frumos ca să fie plin cum trebuie. Bă, ca idee, când eram mic, ca să vă zic o chestie, că nu mi-este rușine, ai mei n-aveau bani de brad și așa să cumpere. Și cred că și la tine, Danu, e aceeași poveste. Aveam într-un ghiveș de flori un lămâi. Un lămâi. Băi, lămâi, și ce aia, lămâi, efectiv, care mănânci la magazin, doar puțin mai micuții. Și era ca planta normală, ca o floare așa. Că la mea m-a crescut în cap. Îl împodobeam pe ăla, fraților. Puneam o betală din asta așa, o betală din asta pe acolo, pe creanga aia, un glob și aveam lămâi. Eu l-am împodobit, frate. N-aveam brad, mă crezi? Bă, pe bun. Îmi descurcam cu ce aveam înainte. Da, da, sincer, eram mai bucuros ca acum, sincer vă zic. Adică sărbători erau sărbători înainte. Acum nu mai simți nimic, că nu-i zăpadă, că aia nu-i, că ăla are nu știu ce, nu-i combini, că ăla nu știu ce. Dar vedeți, dacă eu am fost băiat finuț așa cu caracter, am luat din ăsta mai mic ca să fie mai ieftin el și l-a luat direct pe ăsta, la 3 milioane bradu-a dat pe el. N-am discutat despre aspectele astea, așa că să nu-ți au gura. S-a băgat în cutia de brad. Pablo, ești din cutie de acolo, bă. Bă, lasă cutia, rasule. E mai rău. Știi, mă, că îl filmezi edit. Acum începe designul, să vedem care, cum, ce alegi, ce globuri, ce instalații, care vine cu șmecherii, cu briz-brizuri, cu nu știu ce, cu cutare, cutare. Vă zic 100% că dacă la Gheorghe Spameu faceți alegerea perfectă. Dar de ce influențează acolo? Ai început? Deci Spameu trebuie să-l alegeți pentru că e perfect, am vă spun sigur, mergeți pe mâna mea. Ia. Hai, cu minte, că s-a terminat șmecheria. Ia să vedem pe cameră cum se vede. Superb! Zi pe bunii că nu-ți place. Nu-mi place. Păi da, dar tu zici așa, dar în sinea ta știi că a meu e mai mișto. Mai frumos. Ah, ce frumos. Care? Ce frumos. Ăsta. Care? Care? Ăsta. Și fii atent că nici nu-i terminat. Acum zi pe bunii, nu ține cu mine sau așa. Tine ține, că-i maică, nu știu. Nu, mă, zi pe bunii, zi pe bunii. Nu știam care și cum. Eu, te vezi? Nici nu știam. Ești pregătit pentru testul ăsta? Ia, mă, că m-a omorât cu ăsta. Stai așa, stai. Cu instalațiile astea lui, dacă nu mi-a făcut cap pătrat, că a luat el cu becuri, cu nu știu cum. Ia, fete. Oh, Merry Xmas. Să nu-ți iau gura, că uite la ce-l face în jurul lui, vezi? Când s-a reflectat așa pe brad. Atâta s-a putut, vă arăt la urmă. Stai cu minte că e greu, uite ce frumos. Băi, deci nu mai zic nimic, vă las pe voi la urmă și cât mai am, de nici nu mai știu ce să mai pun de aici, dacă le mai pun pe toate, că am luat, pentru 3 braze am luat. Vedeți, da? Nu face nimic, stă degeaba, bea apă, a pus 3 din astea aici și atâta. Rede fraierul, că știi, deci fiți atenți, da? A rupt vrejul în continuu care cel mai tare braț, deci frumos, da, aici în față, așa frumos. Da, să vă arăt leopardul în spate. Deci în spatele bradului a pus 3 globuri să mă bată mama, n-are nimic, uitați-vă alea că... Da, eu că mai am timp! Mamă, lasă, băi, lasă vrejul ăla, că n-ai timp. N-ai nimic, uitați-vă, aici are 1, 2, 3, 4, 5, 6 globuri pe tot spatele și în față i-a pus de mirău.
Da, bă, dar cât mai am jos aici, băi, da. Uite alea cât i-a pus în față de nu mai are loc și până nicăieri. Uite, acum mă duceam în spate. Adică făceai tot aici, făceai. Uite, steluța asta o pun aici, în spate. Ha, lasă vrăjeala, băi, eu trebuie să mă apuc să redecorez, nu-mi place loc betele aia, așa zici că acasă din cer, așa. Eu dau ăsta jos, cum am răzgândit, că am băut apă și am așa. Îți mai place? Nu. Aia, 8 oare când modifică bradul ăsta. Dacă nu mi-a făcut cap pătrat. Are de ce a făcut steluțile astea, să-i vină rău. Când mănâncă salată de ofs, să-i vină rău. Că trebuie să stai să fac nod la fiecare din asta, nu mai pot. Lasă-mă că nu mai pot, nu mai fac pe bunii, mai nerva rău, rău, rău. De ce, mă, frate? Deci fii atent, vezi că ți-e asta așa? Da. Un glob, unul singur, n-are ață din asta de băgat aici. Păi da, mă, frate, pui-ți-o. Ce asta, mă, frate, că stai o oră, bă, o oră. Eu am pus asta, cu asta am început, de fapt. Eu la urmă, frate, eu așa știu că steaua la urmă se pune. Uite-l, Badane, să mă bată. O, ce fel a venit din soarea peste globurile astea, dacă nu... Parcă a burnițat-o lea că la poviță, așa. Dă-i, dă-i. Mamă, mamă, cum a nins, mă, e. Băi, am terminat braze amândoi. Acum vine momentul cel mai tare. Stăm pe lumină, ca să zic așa, după stingem lumina. Da. Dar să-i vedeți acum așa. Fă un prim plan aici cu a meu, după cu amândoi sau cum vrei tu, yes, habar n-am. Deci ăsta e bradul meu, alb aici, fiecare își dă explicații pentru el, spune, da, povestește un alta. L-am luat alb, că dacă n-a nins afară, v-am zis, m-am gândit ca să pară că a nins, dar mai mult l-a prins avalanșa, așa, și l-am scos de sub zăpadă, că a rămas alb tot. Dar sincer îmi place, n-am avut niciodată brad alb ca idee, prima dată. Eu zic așa, combinația asta cu auriu cu și cu alb, asta... așa, eu zic că vine bine, se potrivește, da, e destul de ok. E ok. Cu Merry Christmas, aici, ia fete. Știi toată lumea că bradul verde, toată lumea a avut, fii atent, beteală roșie cu globul roșii, beteală albastră. Sau verde. Beteală verde. Da, n-ai avut? Eu am avut. Am avut așa, roșu, albastru și auriu. Și auriu și alb am avut. Așa, și am mers pe clasic, am mers pe argintiu, alb și roșu. Combinația care n-aveam cum să dau greș, că merge 100% oricând. Și am venit cu retușul ăsta, dacă vedeți voi, am dat cu spumă din aia așa forță. Am dat peste tot, bă, și chiar a dat un efect șmecher rău peste tot. Am filmat. Chiar foarte. Ești pregătit? Da. Hai, bagă-le să vedem. 1, 2. Ah, și tu mai ai o instalație, da. Da. Deci luăm cadru iar din nou, ăsta a meu, da? Singura chestie la care nu m-am uitat și n-am fost atent, voiam și o instalație să facă ca a lui, să clipească așa, vedeți? A mea doar stă așa într-un loc, n-are chestie din aia să schimbi ca să aibă joc de lumini. Și ce zic? Da. Frumos aici, cam ăsta, dacă îl vedeți pe a meu. Bă. Aici. Iar acum trecem la Danu, uite, el are din asta, vezi? Și am buton. Uite, și uite, face eu joc de lumini din ăsta, da. Mamă, uite, vezi? Uite, bă, dar ce mișto să văd amândouă. Nu mă așteptam să iasă așa bine. Pă bune că au ieșit mișto. Mai ales la câți termi au făcut mie globurile. Pă bune, chiar sunt mișto, care are efectul lui, așa, nu știu cum să zic. Vorbesc serios, chiar îmi plac acum, fără Caterin, că amândouă îmi plac. Chiar dacă am eu mai micuț, am mers pe din ăsta mai mic așa. Chiar arată bine, frate, ia uite. Nu? Da. Chiar e mișto. Îmi place rău că... Da. Acum voi să votați în comentarii acolo care vă place mai mult. E simplu, Danu sau Bogdan, IBM, cum vreți voi să-mi spuneți. Cam asta e treaba. Mie, sincer, îmi plac ambii. Foarte. Au câte ceva așa. Unui special în felul lui, știi ce da, zic? Da, fiecare are asta ceva. Asta zic. Ambii. Ce să vă zic, mă, fraților? Vreau să vă mulțumesc în primul rând că dacă toți sunt aici între brazii ăștia doi, m-a luat așa la sentiment. Vreau să vă mulțumesc pentru tot, și pentru aia care m-au înjurat, care m-au criticat și în special pentru aia care m-au susținut și sunt cu mine aici de peste 8 ani de zile de când fac treaba asta, merg pe 9 ani. Vă mulțumesc din suflet pentru fiecare like, comentariu, pentru orice, pentru fiecare mesaj, pentru orice. Uneori am făcut clipuri mai bune, uneori mai proaste, poate depinde cum avem și noi idei. Suntem și noi oameni, nu suntem roboți, am postat cum am putut, nu m-am lăsat niciodată, n-am luat niciodată vacanță să plec să zici că nu postez, că bă, am lăsat canalul așa, mereu dacă am plecat undeva, am filmat în avans clipuri, am muncit de două ori mai mult. Mai mult de 6, ca să 6 nu vă las, zile, da, ca să nu vă las fără clipuri, am făcut tot ce am putut și noi, tot ce am putut, am dat pentru canalul ăsta și chiar voi vezi și vă mulțumesc din suflet. Doamne, dacă vrei să le zici ceva, frate, iubesc pe toți și... Vă le mulțumim pentru tot, toată susținerea de care au dat dovadă. Și noi suntem aici să-i bucurăm de fiecare dată cu câte un videoclip. Încercăm și noi să facem câte ceva, v-am zis. Unele mai bune, unele poate mai proaste, dar noi depunem muncă chiar și pentru alea. Că mai sunt unii care zic, bă, de ăsta n-a fost așa forță ca alălalt. Dar e ușor să... Și? Da. Să vorbești, da? În spate chiar se depune muncă pentru fiecare clip, indiferent cât de banal îl vedeți voi sau cât de simplu este. Cam atât, votați în comentarii care vă place mai mult. Uitați-vă puțin. Nu, asta perfect. E urât. Aici, pac, aici, alb, aici cu steaua, frumos. Dar nu mai spun.
anul de aur, să vină un 2023 de aur. Ia uitați că am făcut gol frumos, bă, tot trebuie ce trebuie. Trebuie să fii verde și sănătos așa cum îi vrea băieta. Da, mă, frate, dar să fii tot auriu așa să, a? Nu, nu, să n-ați așa. Vorbim? Aici la urmă s-a dat, de fapt așa trebuia să înceapă că m-ar veni. Gata, mă, v-am pupat, ne vedem la următorul vlog. Probabil, nu știu când vedeți voi clipul ăsta, o să avem și noi de sărbători câteva zile libere. După mai filmăm puțin și o să avem iar liber de Revelion și revenim, da, cred că pe 3, pe 4, cred că. Cam așa, ianuarie, da, nu? Da, da. Dar până atunci, între Crăciun și Revelion, o să mai postăm, ca idee. Da. V-am pupat, ne vedem la următorul vlog, pa, pa!